Suntem la intrarea în Brad. Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi o să fac un daily vlog. Va fi un video mai special pentru că astăzi îi pregătim o petrecere surpriză soției mele, Sabina. Și mai exact sunt în spate cu... Nu se vede, nu te vezi, Ana? O viitoare miresică. Peste două zile o să fie mireasă. Și aici avem Hello. Un viitor mire, Adelin și cu Ana. Mă aflu în județul Hunedoara, mă aflu în Țebea, Brad acum, suntem la intrarea în Brad și mergem să vedem puțin tortul Sabinei. Vreau să vă spun că ei doi au fost principali cu ideea de a-i face această surpriză momentan, ci că surpriza asta este de fapt astăzi petrecerea burlacilor. Azi e petrecerea burlacilor, dar de fapt o să fie într-un fel, o să sărbătorim și pe Sabina, care de fapt este ziua ei, va fi mâine, vineri, azi e joi, doar că mâine o să fie o zi foarte, foarte plină, pentru că sâmbătă urmează nunta lor și... mâine sau astăzi, din ce am înțeles, o să facem mai multe chestii, o să trebuiască să ne ținem bine. Da, pregătirile din înaintea anunții, preview, cu decorul și cu lucrurile care la noi în zonă, în partea Moldovei, în zona Galațiu de unde sunt eu, cel puțin nu se face așa ceva. Mi-au spus că o să mergem în pădure, o să tăiem brazi sau crengi de brazi sau ceva de genul și tragem, cum ai zis, vinul, suica. Da, trebuie să umplem sticluțele care le dăm la invitați, da. Suica. Deci o să fie... Atunci numai să ne ținem bine cu... Da, o să fie o experiență și pentru mine, o să iau parte la niște tradiții care se fac în partea asta a țării. Deci suntem în zona Ardealului. E Ardealul deja aici, aparte. Da, da. Ardeal, da, așa, Ardealul. Ardealul-i Fruncea. Da. Și, deci, na, un moldovean în Ardeal. Să vedem cum o să fie zilele acestea. O să participăm la toate aceste tradiții. Momentan avem ceva treabă, așteptăm pe cineva aici. No, și a început să plouă. Plouă. A anunțat zilele astea cam urât, dar în același timp arăta și senin, măcar așa, poate reușesc și am zis că fac și niște vloguri, dacă tot am ocazia prin zonă, că e prima oară când sunt pe aici. Îmi plac foarte mult casele astea, cum se văd așa vechi, super faine, diferă, la noi în zonă nu prea mai sunt așa, cred că nici măcar n-au fost așa vreodată prea multe, dar... Bine, da, aici e numai partea de jos a satului, da, e partea, da, da, de sus care... Da, am văzut, mai ales prin munți când am venit, erau așa răsfirate, una aici, una acolo. Avem aici tortul. Asta este tortul. Deci arată genial. Numai la macaronsul ăsta când mă uit, ce poftă îmi face. Pentru că eu sunt înnebunit după macarons. Scrie frumos Sabina și avem aici cu, ăsta cred că e marțipan, nu? Sau pastă de aia dulce, modelul. E un fel de marțipan. E pastă de aia, cred că dulce. Da, da, da. Da, super tare arată, de genial. Mult mai bine arată în realitate decât pe cameră, că mă uit așa, mamă, deci, știi cum îmi plac astea, fai, deci le mănânc pe toate în 10 minute, imediat. Arată genial. Prăjituri? Vai. Da, vreau să le văd și pe alea. Ia uite-ți aici, frumos. Deci ăsta e tortul? Da. Și cu ce? Ce interior? Ce are? Ciocolată, vișine și Oreo și una de... Ciocolată, vișine și Oreo. Una de vanilie cu fructe și pădure. Cum adică? Stai, asta are patru arome în el? Are o cremă de ciocolată neagră în, da, care spuse vișine și bucăți de Oreo. Ui. Și o cremă de vanilie. Da, astea cum arată? Păi, nici la magazin când îmi cumpăr, nu le văd așa colorate, lucioase, culorile astea sunt... Mă prigep, așa e? Da, da, mereu mi-arăta... Am școală de așa ceva, nu? Da, ai de... Preustă teracotă, sunt! Genial! Super tare! Importantă că le fac! A, deci asta, da, deci crema, da, e diferită, da, la toate. Da, da, asta e zmeură, asta roză, asta e căpșuni, mentă. Asta e caise, asta e mentă, asta am pus lămâie, asta e ciocolată neagră cu rom, mă. Asta e portocală, 7 gusturi. Da, deci se simte gustul. Da, gustul de la, da, cremă. La market când e, de obicei toate sunt culori diferite, dar gustul e același. Am eu de la doar culoarea, Oșanu, da, nici acum nu le-o mâncat nimeni. Da, astea, mă, da, ca lumea, rău. Au gust așa... Deci fac poftă? Amidona, făina. Un mare lai pentru tortul ăsta. Bă, cum arată, frate. Mamă, deci... Mănânc acum, iau vreo 2-3 lipsă.
Stai? Stai și pe porții, ți-i dă 7 feluri. Mamă mia. Deci aici sunt mai... Da. Prăjituri. Încă nu-s gata, n-au glazurile, n-au... Dar cum se numesc? Ce-s astea? Depinde, asta cu cremă, e ciocolata asta, am rămâns o foaie, Ana, și-a făcut niște invenții. Asta e cu foi cu cocos și cu cremă din căpșuni. Asta e cu două foi negre, o foie cu nucă, cremă din nes. Care e cu Oreo? Deci scu de tot. Asta e cu Oreo, asta e cu cremă de lămâie și cu Oreo. Asta e lămâița, Ana, asta e cu mac și vanilie. Mă. No. Asta e. Da, și cu ciocolată, cu arome după pe iese. Asta e cu zahăr, pe caramel, pe... Da. Da, și cu cremă de cappuccino. Toate de casă, deci. Ăsta e cu Oreo. Aia e cu Oreo. Mamă, deci astea sunt pentru nuntă. Foi. Tai în patru. Și cu ăla din partea aia, da. Da. Da, da, da. Păi de aia să pun așa, știi? Ca să vină mijloc. Da, super. Cai, ce frumos, bă, ce... Pe partea asta, la altă. Da. Să vezi iarna aici, cum se vede acolo. Da, cu zăpada munții. Da. Băi, de ce peisaj. Eu am fost acolo, pe dealul ăla, pe jos. Da. Băi, și cai acolo, frumos. Da. Opa. Nu. Da, s-a mântit. Da. Ce peisaj genial, frumos tare. Se vede și așa. Da, acolo la ce e cimitir? În parte? Și ăla e cimitir, nu oameni cu scrugile alea, ce se văd așa. No. Mai este un cimitir aici unguresc, că la cimitirul catolic, de așa aici au început să înmormânteze și de ăștia la țălă, liceu Abrameancu din Brad, vezi? A, deci ăsta e Bradul, ce se vede așa, da, orașul. Mm-hmm. Bă, de ce frumos se vede peisaj. Eu am văzut că am urcat, dar nu mi-am dat seama cât de sus a urcat acum. Stai că acum, adică când e asfaltul, nimeni panta așa mare, a fost un pic mai mare. Da. No, dar e frumos și iarna se vede frumos și primăvara. Îmi dau seama. Uite vecinii. Uite și în partea aia. Au venit aici lângă noi. Acolo stadionul de fotbal acolo, numai nu se vede vinii de se vede, numai da. Dar dealul nu-s munții ăștia, așa, mai micuțe. Sunt mai mici. Nu, hai că am ieșit afară, dar bă, ce frumos se vede. Trebuie să o aducem pe Sabina în rai. Plouă. Cât de fain. Dar din casă se vede mai de sus, că e mai ridicată. Da, deci noi am urcat pe aici, dar eu nu am realizat, că nu m-am uitat în spate cât de frumos e. Da, e frumos să stai într-o zonă de genul ăsta, așa, să ai peisajul ăsta extraordinar. I-am cumpărat aici un aranjament floral, ceva mai mare, un trandafir, e la ghiveci pus așa frumos. Avem un ghiveci, o cală și o orhidee mai mică. E destul de mare, ideea e că nu pot să îl filmez eu acum, că nu am spațiu aici în mașină. Am mai luat niște baloane cu... cam așa. Și vrem să facem și un mic decor. Momentan am staționat undeva pentru că... Am puțin pentru că aștept, s-au dus până aici să mai iau una altă ce au nevoie pregătiri pentru nuntă, deci foarte multă agitație, dar în același timp, după cum am spus, o să fie și o petrecere surpriză combinată cu... petrecerea burlacilor, așa o să vină ceva invitați. Deci nu știu dacă se vede foarte bine, dacă o să încerc să vă arăt coșulețul acesta. Arată superb, foarte frumos, pe care o să îl dăm atunci. O să vrem să facem și decor, am luat niște baloane, mai are pe acasă, a spus mai multe lucruri. O să... Ideea este că trebuie să vedem cum o ținem ocupată pe Sabina. O să stea cu copiii, suntem și cu copiii, suntem cu toții veniți, v-am spus, o să stăm câteva zile. Deci de azi o să încep să fac daily vlog-urile, noi am venit ieri. Nu era în plan neapărat să fac vlog-uri, dar am spus că, băi, e parte din viața noastră în continuare și m-ați tot întrebat în continuare dacă mă simt bine, am primit și în privat mesaje foarte multe, vă mulțumesc pentru susținere de la videoclipurile acelea pe care le-am făcut în pădure și v-am spus că mă doare spatele. Dimineața m-am trezit cu o durere de spate, nici ei nu știu, acum fiind singur în mașină îmi permit să spun asta, o să vadă probabil pe vlog. Nu vreau să mă vait, mă doare mijlocul, am semințe pe ni dimineață. Nu mă doare într-o parte, n-am treabă cu apendicita momentan și sper să n-am nimic cel puțin următoarele 2-3 săptămâni, pentru că e o perioadă mai aglomerată și după care am zis că mă hotărăsc și mă duc să mă operez de apendicită. Și după care, adică în perioada asta, o să mă duc și la un control cu spatele, o să vreau să urmez niște tratamente, am la mine cremă, am cremă, puterea calului. De-aia cu ardei, iute, ustură spatele și dacă dai pe mâini fără mânuși și dai pe față, efectiv, nu, nu e pericol, moarte, det. Ok, și bine, înțeles, hai, lăsă-mă, nu mă vait, nu nimic,
dacă ai idei. Vă mulțumesc pentru cei care mă susțineți și îmi spuneți că dacă pot să postez, dacă nu pot să nu postez, să fac o pauză. Nu neapărat că fac o pauză de la vloguri, dar dacă o să am ceva de filmat și o să-mi doresc să filmez și o să vreau să împărtășesc videoclipurile astea cu voi, ca și până acum, le voi face publice. Dacă e să mă duc pe undeva să vedem ceva interesant și pentru mine, în primul rând, de o amintire lucrul ăsta. Eu fac vlogurile astea de amintire. Faptul că le postez pe internet, asta este. Le-am postat cam întotdeauna și majoritatea evenimentelor mari pe care le-am avut în familie, știți foarte bine. Deci astăzi o să fie un daily vlog. Și o să trebuiască să o ținem ocupată pe Sabina, o să stea cu copiii, probabil, ea e acasă, suntem doar noi să vedem care este treaba. Așa, papă, Miruna. Papă. Papă, sărmăluță. Cu brânzică. Cu smântână, da, am greșit eu. Papă, papă. Sărmăluțe făcute în oală de lut, nu? Oală de pământ. Da. Ia uite ce. Mamă, dar cum arată și ce bine arată și miroase în oala asta. De lut, oală de lut, așa frumos. Direct pe plită, la sobiță. Mamă. Ia uite. Da. Îmi dansează și mănâncă. Asta este... Așa-i făcută ea sau e... Asta-i vioră pentru bihoreni. Bihorenii îi folosesc foarte mult viorile astea. Da. Și asta e făcută tot așa... E făcută de tata. Da. După o revistă, am văzut într-o revistă. Pe lui Bogdan. Și a făcut-o. Nu știu cum sunt. Tata, ce sunt ai tăi? Și tu? Da? Haide! Haide! Așa! Haide! Hai, iubita! Mi-am găsit salvatorul! Haide! Acolo e cățelul, cățelul care e obraznic. Nu-i voi la cățelul ăla, nu, cățelul ăsta e mai nebun. Da.
Deci se enervează că nu o las la cățel, că iubește prea mult cățelii. Nu-i voi la cățel. Vrea la cățel. Bau. 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 Hai, Mirona. Ce faci? Au. Ce s-a întâmplat? Da, imediat. Dar nu are teme. Adelina a dat-o acolo, în pot. Vai, te bate pe Adelina. Adelina, nu-i voi la cățel. Nu-i cățel. Nu-i voi, Miruna. Nicolas, nu dacă... Dacă nu era... Nu da în cățel, dă în poartă. Nene! Nu l-a aruncat! Da, tata. Nu l-a aruncat! Cățel! Uite-l! Cățelul! Vezi? Ce se supără ea? Ce se supără ea? La mulți ani, din partea noastră și al copiilor tăi. Mai devreme de... Mai până la 12, încă am 28. La mulți ani. Mulțumesc, mâine, e super. Azi, dar... Ține, sunt, că n-am luat-o. Să-l dăm azi, ca să nu se trece până mâine. Mulțumesc, superb. Nu ai ascult nici cumpărături. Mici, da, mici. Superb. Sperăm să-ți placă. Cum să nu placă? Roz, mov și 29, superb. Îți mai amintești conversația noastră? Da, super. Sperăm să-ți placă. Bine ziua mea. Ieți, ia, Mirona. Ia. Ai o praștie? Îl nimeriu? Deci, ia, uitați. Ba da, se vede. Nu poți da mai mult zoom de atâta, că nu-i camera. Wow, da? Dar cât de clar se vede. Și fii atent, vezi că pe coadă îți era roșu. Da. Să trebuie să fie ăștia de la Ryan, Ryan Air. Wizard-ul e cu roz. Wizard-ul e roz sau roșu. Da. Ma, de ce s-a înseninat și era așa urât mai devreme, deci super frumos s-a făcut afară. Angard! Angard! Hei, nu, nu în obiectiv. Da. Hai, arătați aici, 29 al lui mami. Hai. Miruna prima și tu după. Sau invers, da. Ea le vrea pe amândouă. Zburlici, a început să-i crească părul și stă burlit așa. Ar putea să fie crețulin. Sperăm, ondulați crețulin. Da, nu băga în guriță. Nu-i voi. Nu mai sări, nu mai sări. Nicolas, am zis ceva și... Nu mai sări, mami, că o să-ți rup picioare. Pregătiri pentru petrecerea din această seară. Mi-e sete, mi-e calm. Câteva așa pentru a face cocktail, în principal. Ceva shoturi, una alta. 18 plus. Bine, avem și suculeț, bineînțeles. Ce faci? Oh, ce da. Da, da. Ce faci? Spui tu fundița? Ia uite-te la mine. Hai, arată fundița. Arată fundița. Nu ai mai făcut așa? Tu ai făcut roată de astea? Nu știu. N-ai idee, am nu? Am făcut ceva, nu așa. Deci... Gureței. Da, nu știu cum. Foarte interesant. Pot filma cum se fabrică, cum se... Cum se fac? Eu am vrut să zic fabrică că e o cantitate mare, zici că e ca la fabrică, știi? Ca la fabrică, da. Care e lumina asta? Bulete. Cum? Deci bulete, nu? Bulete de cartof cu brânză. Bulete de cartof cu brânză. Da.
Mai sunt aici câțiva, nu? Câțiva. Da, îi dați prin pesmet sau prin ce? Deci brânză, cartofi și ce ați mai pus? Ouă. Ouă. Făină. Făină. Și sare și mărar. Și am și dat prin pesmet. Se fac, eu prima dată am zis că sunt chiftele, dar niște chiftele mai mari, dar seamănă și cu gogoșile în același timp. Cu gogoșile. Ultima tură de la pesmet. A, s-a negrit pesmet, s-a tot strâns, da. Se amestecă cu făină, cu ou, cu brânză, cu cașcaval. Deci trebuie fiert înainte. Da. Și asta e tipic zonei sau la noi? Noi facem asta. Ok. Deci nu e o specialitate din zona neapărat. Da. Am înțeles. Pentru petrecere. Da, dar eu n-am gustat, pe Sabina a luat. Așa. Mai rece. Da, păi. Da. Te rog să ți-l servești. Parcă e gogoașă la textură aproape. Că-l mulgi din ea. Da. Ce bun e. Și moale așa. Păi fiert. Da. Cartoful, de-aia rămâne moale. După ce se recește, se mai întărește. Foarte bună. Bun bureț. Bulete, nu? Bulete, nu burete. Bulete. Bune, bune. Da. Și ce faci, dragă? Stau. Da, deci nu e azi ziua ei, mâine e ziua mâine, ei. Mâine. Dar mâine, cum de mâine, din seara asta, începând de mâine, o să fie foarte, la foarte aglomerat. La ora 12, ce pot să-mi spun? Da, la 12 noapte, cum îmi spun din nou la mulți ani, draga mea? Da. Acum trebuie să așteptăm să vină invitații pentru petrecerea burlacilor. Miruna, ce faci? Mama. Ce faci? Bau. 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 Bebe. Mă. Galuscă mică. Da. Nu mai, hai, unde e ninja? Îmbrățează și... Unde sunt coace? Hai. Evi, ai telefonul pe mine? Nu pune mami pe ochi. Mă stai că trebuie să schimb un pic din asta. Lasă-ți. Cine să trăiască la mulți ani. Sabina să trăiască la mulți ani. La mulți ani. Asta chiar nu aștept. Sunt cu dorință, nu? Da. La mulți ani, bine. Mulțumesc. Cine mai vrea? Da. Păi, dar de ce vrei? Am făcut Alex, așa. Dar dacă veneam. Păi tocmai pe asta ne-am bazat, că ți-am zis că mergem, nu stăm. Alex, ia și bune. Să ne ierți. Hai, mai dansează. Hai, Miruna, dansează. Bebe. Miro. S-a oprit din dans. Haide. Așa, hai. Miruna, dansează. Nu mai vrea. N-am apucat să o filmez, voia să danseze, începuse. Hai, așa. Haide. Hai, bebe. Unde faci? Hai, bebe. Dansa, dar nu mai vrea. Hai. Așa. Wow, nu mai. Începe să fie obosită de acum. Trebuie băgată la nani. Mingea. Băgăm la nani, gata. Începem petrecerea adulților și copiii la nani în curând. Da. Haide.
Gol! Hai, dai la mine. Santa, ce? Dai, eu